Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video cu World of Warcraft Legion Leveling. Da, oameni buni, înainte să începeți să puneți întrebări, când vine gata vor și o să vină și el mai târziu, mai pe seară, probabil. Așa că hai să ne întoarcem la oile noastre. Aici avem iarăși ceva misiuni unde trebuie să ne urcăm pe spatele acestui minunat dragon. Oh, de fapt nu trebuie să ne urcăm pe spatele dragonului ăsta, trebuie să ne urcăm pe spatele altui dragon, ok. Și trebuie să vânăm alți dragoni. Piu piu. Oh shit. Oh, asta e un shield. Oh, flight speed. Some the heal. Ah, asta e drăguț. Lupta Iriene. Da, acum a spus Wrath of the Lich King e genul de expansion care a vrut să ne bage pe gând mecanica asta de vehicule. Oh, avem mecanica asta de vehicule pe care clar trebuie să o încercați, băi, super șmecher, adică avem și ride făcut pe tema asta, avem și tour de quest făcut și pe chestia asta, avem tour de lucruri făcut pe tema asta și care trebuie super tare să încercați pe figura asta. Da, gen, expansion pe scurt a vrut să ne îndese pe gât toată ideea asta că, bă, vezi că avem mecanici, folosiți-le, pe când celelalte... Expansion au profitat deja de ce exista în Wrath of the Lich King și au cum zic, au modificat puțin treaba, s-au focusat mai mult pe alte drăcii și oh shit. A, nu spune că o să cad. A, nu spune că am să, ok, sper că mă dă aici, nu? Stai, dacă e să cad, car să cad undeva unde trebuie. Ah, fuck, nu cad unde trebuie. Shit. Am opțiune, dar e la cam riscant. O, sunt viu! Oh my god, sunt viu! Holy shit! Da, nu pot să zbor la ei să-i bat, pentru că pur și simplu sunt mult prea puternici și îți dau one shot dacă ești normal. Deci, deține-o minte, nu apăsăm spell-ul ăla. Ok, dă-mi dragonul. I fucked up, e ok, boys, ok. Dar arată Lich King a încercat să spună și o poveste bună, ceea ce a reușit. Dar a încercat în același timp să bage și ton de mecanici și să le bage leacă pe gât. Și știu că și în Stormpeak sunt tot de quest-uri genul acesta. De-aia mă gândesc că, bă, dacă tot avem o chestie nouă, hai să o băgăm, să o băgăm de câte ori posibil. Ceea ce uneori e bine, ceea ce uneori e și rău, pentru că înțeleg că vrei să scoți ceva fain, dar nu mereu ți iese acel bine, acel lucru bine, așa că nu e așa worth it, oh my god. Fuck, dă cu shield. Ok, să zicem ăla că mai așa că efectiv ăla mă terorizează. Why would you fucking die, man? Ia cu foc. Da damage acolo. Hai mă, că nu mai am... Tu ești ultimul pe care trebuie să-l bat, nu fi bulangiu și mori odată. He said nice. Hai să faci la Cora Straza. Mamă, ce nume interesant au dragonii ăștia. Cora Straza, Alex Straza, Kek Straza. Cum ar fi fost în numele de genul ăsta? Ok, access high, complete, aces high, ok. Te nași cu asta, deci nu mă mai interesează. Mai avem ceva cu Cell. Oh shit, nu Cell din Dragon Ball Z, calmați-vă. Eu văd ceva totuși, dar nu e chestia asta. La ceva chest care ce că mi-am băgat în colecție. Looks like shit. E ok. Oh, prinzul seal casting. Come on, mother... Să arăt aici niște mișcări pe care le-am învățat la școala de paladin. Se cheamă... Crusader Strike. Da, am încercat. Nu vă las de glumele mele acum sau ce zic eu, pentru că de obicei spun prostii. Atât. Da, am optat să nu mai fac ceva dungeon pentru că vreau să termin chestia asta, plus că e oricum e destul de târziu și nimeni nu face dungeon la ora asta, așa că e ok. Dar în caz de vă întrebați de ce nu fac dungeon și chestii de genul ăsta, deși cred că e posibil cu astea pe toate pe care le avem acum de predat costurile astea, s-ar putea să avem destul noroc încât să facem și level up. So be good! So be good! Mi-am dat puțin libertatea de a termina câteva quest-uri înainte de a începe video pentru că nu am vrut să pierd timpul aiurea. Și chestii de genul acesta, plus că vreau iară să fac un video destul de scurt pentru că mi-e rău de cald și nu pot să mă concentrez că mi-e foarte cald și du-te-n măta! Shit, am dat ce nu trebuie. Da, cotează! Abilitate. It works. It's fine. Am să dau ceva să mă mișc mai repede, în obișnuință de a juca Death Knight-ul, am pe F1, am viteza, știi, și aia că cam enervant pentru că ratez butonul ăla. Ok, una, două, și una peste cap. Și una, și cu două, și dus dracu.
Ok, hai cam la ce ne trebuie. Cred că e momentul perfect să ne întoarcem la, la bază. Să vedem questurile astea. Plus că mai avem și asta de aici. Ah, mă leu, mai sunt atât de multe drăcii. Aici mi s-a părut mișto, pentru că în Rasta de Lich King s-au introdus o nouă variație de Taurin și am căzut pentru foarte, foarte, foarte mult timp. Și încă cred că acei Tauren vor fi introduși ca și rasă nouă. Sau ce puțin subrasă. Cred că dacă avea un plan de mai demult sub rasele, probabil că ar fi fost destul de mișto, totuși că e și opțiune. Hai, ce mi-a dat acolo? What the fuck is this? Ah, e... probably quest. Da, mănușile, presupun. Stai, ce face asta? Oh my god! Cum se primește un quest random, mor? Am uitat de chestia asta. Disable Mana Shard și Capture Nexus Drake. S-a întâmplat să fie complicat. A, o să-s Mana Shard-urile. A, ok, ce o să fie ceva quest semi-rapid și ok. Mi-a plăcut felul cum ai obținut quest giver-ul. Probabil dacă nu o folosea itemul ăla. Deși lumea s-a cam bazat pe instinct, gen... A, ok, hai să de fapt să-l dăm o șansă de a... mi se limbă prima gură. Hai să vedem dacă ei vor descoperi ca un quest de fapt. Și probabil că nu o să vrei să-ți cureți inventarul, pentru că o să ajungi să faci chestia asta sau să folosești itemul, îți dai seama că ai un quest acolo. Ceea ce îți pare fain. I approve to this. Cred că este un procent mult prea mic de oameni care ar fi ratat acest quest dacă nu foloseau itemul. Adică mă îndoiesc că sunt oameni care ar fi aruncat chestia aia. Nu știu că... Deși unii oameni, așa cum probabil am crezut eu acum, ar fi crezut că e un item care era de la quest, dar cumva s-a bucuit și s-a rămas în inventar. Capture, whatever the fuck, unde e ăsta? Încolo. Nexus Drake. Ăla e un Nexus Drake? Poate trebuie altfel de Nexus Drake? Asta nu e? Este Blue Dragon King. Unde ăsta? I must get closer. Ok, cât de aproape trebuie să fiu pentru a ajunge la chestia aia? I am out of range. I am out of range. Tu ești ok? Oh, e ok ăla. Nice. Iha! Hai la mine. Tu să te calmezi acolo. Gata, l-am capturat. Ești al meu. Mai trebuie să am grijă cum îl duc la bază, pentru că... Sper că știe să zboare. Adică mă îndoiesc că nu știu să spoare, adică pana e în aer deja. Oh, nice, vine după mine, superb. Și acum trebuie să-l duc la bază. Come with me, little one. Avem treabă. Credeam că trebuie să iau un d-ăsta, dar ăsta e deja Nexus Watcher, ăsta e deja mult mai mare și mult mai enervant. Bring the Drake Hatchling to Riostraze. Raelo, ok, whatever. La gagica aia, mă, și gata. M-am adus băietul, sal căfă. Ok, complete, I accept. Wow, 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 quest, mai avea ceva? Oh, Drake Hunt. Ok, mai vreau încă unul, dar nu vreau eu acum. De ce a la foc ăla? Este interesant, ok, what? Unde e? Iar de-ți folosesc item-ul ăla? Unde e quest-ul de trebuie să-l termin? Ci că trebuie să termin un quest aici, de să bap cealaltă, văd. Who this? Bait and switch. Where is the bitch? Ok, stai la, că ceva nu e bine aici. Văd ceva ascuns în spatele ăstuia, dar nu văd unde e. Și nu mai pot să scop aia. Ai o problemă. Hai că mă luăm odată quest-ul ăsta. Oh, nu vrea să-mi răspundă la... Nu vrea să răspundă! Hello? Oh shit, stai. Nu departe. Ok, și acum iarăși. Oh, rip server, boys. Oh, riperino. Ok. Aparent totuși a revenit aici așa din cauza că aparent ceva s-a întâmplat. Nu-mi dau seama exact care a fost manevra.
Dar să zicem că iertăm, să zicem că iertăm pe cei la Blizzard pentru figura asta. Cred că a fost un micuț update la Battle.net, ceea ce a dat puțin peste cap toată figura asta, așa că a fost de voie să facem ceva în privința asta aici și să fie atac Battle Royale de vrăjitor aici. Cum zic, nu vă lasă fără video de WoW, bă, băieții mei, adică măcar mă gândesc la cei 3-4 oameni care vor să vadă World of Warcraft pe canal, știi, și le postez WoW ca să nu zic că-s bulangiu sau ceva. Plus că voiam să fac neapărat și vreau să mă relaxez la WoW, plus că vreau să fac level pe caracterul ăsta că turbez. Vreau ca Balonaș să poată purta setul său și să aibă să poarte acel minunat Ashbringer, pentru că da, de ce nu? Nu încoace. Ia o pastă. Super, am luat exercițiul. Oh, mai trebuia ceva, mai trebuia să mă bad ăștia. Stai așa. Rezolvăm. Ia uite aici. Vavuș. And babum. Și cu de-asta la altă și la altă și pasă și parcă. Aaa, dar n-a picat ce am avut nevoie. Cateme, pe bune. Nu mai trebuie să mai bat ăsta. Bă! Dă-mi ce am eu nevoie. Sau ne supărăm. Eu doar ziceam și eu așa, o țin. Hai, ziceam. Băiat bun. Băiat bun care știe ce înseamnă să-mi dea lucrurile de care am nevoie. Adică cum am spus, o să fie totuși un video destul de scurt, facem level up și mai vedem. Poate reușim să terminăm cu asta, poate reușim să terminăm cu insulița asta, pentru că deja mă cam nervează, pentru că te pune să te făți sus, jos, stânga, dreapta, alea. Și alte zone erau ok, dar am apreciat detai fucking clusterul de questuri la început. Oh. Stai așa. Hold the phone. N-ar trebui să mă duc aici. Create an arcane power focus that Saragossa will enable to resist. Ah, deci probabil că ar trebui să vin aici. Probabil că trebuie să vin în chestia asta. Deci merge aici, gen, vin aici și... Use Saragossa's landing. What the fuck is that? Deci asta nu e aici. Probabil e sus. O fi sus pe platformele alea? No, prostii. Fii sus? Aici? This? No? Saragossa's landing. Probabil aia e mai sus. E între, deci cred că e asta, mă. Cred că e asta, de fapt. Probabil te foloseai de liftul ăla dinăuntru sau ceva. Aici. Still not Saragossa's landing. Interesant. Probabil și mai sus? Să fie, de fapt, asta? De mă duc acum? Asta ar fi... Așa asta ar putea fi o opțiune, though. E puțin cam prea sus, dau. Aici? Aici era. Dracu, cum se presupune să fie aici? Înainte. E probabil, dacă citeam quest-ul, puteam afla că puteam să... What the fuck? Să-mi iau one shot. Țin cam mare. Sper să nu fie nevoie să atac totuși. Oh, shit, s-a făcut mai mic. E bine. E o femeie. Hei. Stai cu minte. Bitch behave. Și tot o să fie în regulă. Tut. Ești de acelea. Oh, come on. Oh, nu mă fost să vin la tine. Că nu mă fost să vin la tine. Oh, she dead. Yay, am luat corpul. De ce mi pune cineva să-i fur cadavru? Uneori mă întreb oamenii ăștia, ce obțin NPC-ul ăsta din WoW când îți cer chestia asta. Du-te și adune cadavrul acelei dragon sau acelei persoane. Ce vrei să faci cu el? Vrei să te asiguri că încă mai e cald și să-ți faci nevoile cu el? Oh god, te rog, nu, nici nu vreau să mă gândesc așa ceva. Uneori quest-ul ăsta mi se pare stupide, dar bine, când îți cere, vreau capul dragonului ca să văd cât de balbaie și badass ești toată. Atunci de-aia merge. Okay, crack in the code. Complete. Nice. Oh, shit. Iar de să-i ceru de-aia? Oh, mai am. Oh, pentru secundă că am pierdut iarăși.
fustele. Ah, trebuie să vorbesc cu ea, deci, oh, penis. Good job, Bob. Ok, bam, 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 bam. A venit Kerry Straza Cilișa. Oh, și discuță. Discuță, discută, though. Maligos Lord. Cu cine te-ați vorbesc, Iisus? Să te-ați vorbesc chiar Kerry Straza aia. Take this spark and use it to light the fire. Okay, this will direct you from here. Deci să probabil să aștept să vorbească între ei aici. Deci până vorbesc ceva legat de Maligos and shit. Ce puțin, nu, nu, asta chiar să vorbesc. Hei, poți să apeși din vorbi să mă ajut puțin? Poți să apeși două secunde și să mă duci unde am eu nevoie și pe aia poți să continui problema. Say thank you. GeForce updates are now available, fuck off. A părut random asta de aici. So, Kerry Straza. Una mână sunteți două persoane, ceea ce e alea cam spooky. No, deci probabil trebuie să mă duc singur. Ok, să mergem singur atunci. Fuck Kerry Straza, da. Să vedem ce putem face solo fără ajutorul ei, fie de că o să murim acum. Ce atât am vrut să filmez mai înainte de video ăsta și m-am dus YOLO sus de tot și m-am bătut cu dragonele și mi-am luat one shot și am zis ok, fuck this. Și ghiți ce, am căzut pe o platformă și pentru că am căzut pe o platformă, shit happened. În sensul că corpul meu era sus și eram jos și atât de la cu resurrection sickness. Oh shit! Patience, dearest partners, time not to quit. Fire the flame, we shall begin. Oh, how? Oh, ai venit. Hi! Probabil de... ok, ce faci? Stay close to me! Ok, eu stau lângă tine atunci, PC, stai liniștită. Maligos! Îmi vreau porția de cartofi! Ah, shit. I-am adus cadavru. Cred că e fisa aia. Nu-i Maligos? Nu. Come, Lord of Magic, and recover your precious con... Oh, e nevastă sa! Oh, ia da cu bășină pe față. Oh my god, the Nexus War, boys. Unde e Maligos, totuși? Yo, bă! De pisicu mătii ești. Oh-oh. Asta n-am fost eu. Alo? I'm scared. Come, balonaj, let's fruit our efforts. Oh, shit! Unde e? Saragossa, what has become of you? A devenit cenușă, bobiță, nu știu ce pot zic altceva. Oh, boy. Oh, Weetle. Found them. Trebuie ce zici acum? Opa! Păi că toată lumea atacă pe Maligos. Știu că, știm cu toții că nu o să funcționeze astea deodată. Nu ar mai fi avut noi dungeon-ul slash dungeon-ul slash raid-ul cu Maligos. Adică era... nu? Parcă duc la raid și e Eye of Eternity. Da, un moment e direct ăsta și spică... pică chestia asta mișto și shield-ul pe care toată lumea l-avea și... whatever the fuck e asta, dar pică în special, pică mounturi. Dacă punem all classes, though. Pică asta. Ce toată lumea are, sau pică ăsta ce iarăși foarte mult să dau. Sau nu mai spun de Hailstorm pe care fiecare Death Knight... și mămică sa aș vrea să aibă chestia asta. Și ce mai pică la asta, vestea asta obosită. Dacă am atât asta Hailstorm era mare chestie. Sau ce ar trebui să facem? Să ne uităm cu Maligos și ia bătaie sau ceva? Chiar stai, du și pe noi undeva, gen... departe de aici, să mai, nu mai văd pe Maligos cum își ia în guriță. Oh, super, în sfârșit plecam. Oh my god. Săracul Maligos, totuși. Lacrimă pentru el. Am și uitat, știam că... da, Raid avea ceva mișto, dar am uitat ce era acel lucru mișto.
So, acum pot să plec, nu? Da, pot să plec, mă duc înapoi. Oh, shit, vine Maligus. He's coming down. Rect. S-a dat-o, bă, salut, bă. Maligo. Mai mulțoi mare ce ești, bă, dar e mare, mă, nu. Ce-i ratat, mă? Și că dacă nu găsește... yes, we dealt Maligos, Xabia e urâtă, The Blue Dragonflight, woo! Te nași cu frații ăștia. Nice! Cred că o să mergem mai sus, de fapt, că e mai aproape, nu de altă, dar... O să avem mult de mers, nu ca altceva și poate dacă... Oh, cât experiment trebuie? Au râs de mine, este exact questul ăsta, nu? Oh, fuck, pe bune, nici questul ăsta, nu e, bă? E un question mob. Pe bune, pentru a face level up, chiar atât de mult cer. Ok, fie. Fie. Nu știu dacă să ne uităm ce aveam aici. Și în data asta? Urât. Stace. Eww, what the fuck, de ce ar purta chestia aia cineva? Nici măcar ca transmog, dar arată bine. Oh my god, asta arată fancy. Chestia asta pot să o vând pe Action House. O tonă de bani pe serverul ăsta de roleplay. Vă învăț acum cum să faceți bani, oameni buni. Bam. Mergeți pe server de roleplay, luați chestii inutile care arăta fashion. Easy. Easy money, boys. Easy money. Oh, da. Ții minte zona asta. Știu că Hoarda merge la cei Taurin dubiu și noi mergem aici la aeroportul ăsta tâmpit. Oh my god, ce micuț e aeroportul ăsta pentru gnomi. Oh, so cute. Cred că ne mai trebuie mai puțin XP, de fapt. Oh, da, ne trebuie foarte puțin XP și o mică explorare și fac level up, două. Nu stai aici ăștia. Oh, da, theme song-ul de la gnomi. Ok, bă, trebuie să recunosc, theme song-ul de la gnomi e funny și drăguț, dar... Gnomi... Nu. Stai cu cine te-ți vorbesc? Speak with fi... Oh, probabil că e sus! Oh, son of a bitch, am uitat că ăștia au lifturile astea bengoase aici, mă. A, uite, mă! Interesting. Daylight's burning. 79. Fucking finally. Se ascult povestea. Pleacă cu povestea ta de aici. De fapt, cred că trebuia să mă fi dus la el acolo. Yeah. Mai degrabă de-a sunt. De-a sunt, se ascult povestea. Ok, du liftul. Se schimbă dintr-o dată atmosfera. Ia zi-mă care treaba. Gone. Ceva cu gnomi de salva gnomii și ceva port posterus și... Ok. Ok, that was cute. Înapoi la lucrurile noastre, zic eu. Good day to you. You have a great day. Oh my god, s-au mulțit questurile. Interesting. Hi, how are you? Oh my god, ce voce ăștia. King mârgălă mârgălă, pe bune, aici e ăla, King mârgălă mârgălă. Ah, da, aici sunt mulți murlori și chestii. Oh, I fucking remember. Ok. Asta e drăguț. Ok, mai bun, cam asta ar fi tot pentru această parte din World of Warcraft Legion leveling. Data viitoare promit că o să încerc să ajung direct la level 80, ca după aia să începem distracția în Pandaria. Deci, mai probabil data viitoare o să avem probabil ori un video mai lung, probabil da. O să avem posibil un video mai lung sau cine știe ce. Așa că, mai bun, dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați like, subscribe, share și comment. Și ne vedem data viitoare. Pa, pa.